97 de spații comerciale amplasate în apropierea stațiilor de metrou din capitala Rusiei au fost demolate noaptea trecută cu buldozerele. Deputații de la Moscova au dat undă verde aceste măsuri după ce au constatat că gheretele și cafenelele au fost construite ilegal. Proprietarii gheretelor se plâng că au rămas fără singura lor sursă de existență. У нас есть свидетельство о собственности, у нас есть долгосрочный договор аренды на землю, у нас соблюдены все разрешительные документы. Нас не предупредили, это катком по людям называется. Нам некуда пойти, нам не дали времени собраться. Autoritățile ruse afirmă că multe dintre gherete prezentau pericol pentru viața oamenilor, deoarece au fost construite deasupra unor conducte de gaze. Demolarea construcțiilor a fost posibilă după ce Duma din Moscova a votat în luna decembrie 2015 o lege în acest sens. Эти объекты создавались с нарушением строительных норм и правил. Они создают дополнительную нагрузку на несущие конструкции метрополитена. În Moscova vor fi distruse în total 104 spații comerciale.